Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre reforma administrației publice centrale și vom încerca să vedem ce comportă ea în esență. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu coleg Lipski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule deputat. Și Ana Guțu, prim vicepreședinte al Partidului Unității Naționale. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Lipski, haideți să discutăm pentru început. De ce era nevoie și de ce până la urmă poate nu e nevoie să avem o reformă în ceea ce privește administrația publică centrală? Vă rog. Știți, cu inițiativa asta clar că a venit guvernul, a venit guvernarea care este și majoritatea parlamentară. Să zicem că am fost surprinși de asta. N-am fost surprinși, dar graba asta cu care totul se face se pare că o să ducă la niște probleme care nu le văd ei acum, dar care o să le împiedice mai pe urmă. Această grabă ridică semne de întrebare? Această grabă nu că ridică semne de întrebare. Ca atare, o întrebare unică. Ce o să primească țara din asta? Oamenii o să trăiască mai bine în cazul acesta? Sau o să trăiască mai rău? Sau nimic nu se schimbă, dar știți, ca в той басне, как не садитесь, музыканты не годитесь. Скимбаря, кулоку, аста поте са ну скимби немиг. Денумирия, функции, централизария поте май мария анказу очиста, дако сфие дор министру, дако министру девине о фигуры numai politică. Dar mai departe noi vedem că au fost doi viceministri, de exemplu. Să zicem un minister, luăm a transportului, ca exemplu, da? Apare aici secretar general. Clar că este un secretar general, iar o figură care este o figură așa mai masivă sau, să zicem, un conducător de un grad mai mare. Mai departe, trebuie care să apară... Care va fi apolitic, da, așa se trebuie să apară, trebuie să apară încă conducător de direcție, să zicem. Este vorba de, iarăși, de secretari de stat, încă cel puțin doi. Fiindcă astăzi avem doi viceministri. Și atunci, în loc de doi viceministri, au apărut trei deja oameni. Dacă asta e reforma care scade la birocrație, scade din birocrație, dacă reforma care aduce la o conducere mai bună a ministerilor, eu nu știu, până ce nu-i clar. Dar, în primul rând, care e problema? Noi nu vedem structura guvernului. Până acum noi nu vedem, noi nu știm câte ministerii vor să lase, ce funcție o să aibă aceste ministerii, ce ministerii fuzionează, care o să fie... Deci, care o să fie schimbările în întregul structură a guvernului? Până la moment noi avem, se votează mult agenții și aproape toate agențiile sunt agenții care sunt la autogestiune. Banii vin la agenții și nu se duc la buget. Și asta tot pune semne de întrebări. Noi putem spune, de exemplu, este vorba de ANTA în cadrul Ministerului Transportului acum, da? Banii vin direct la ANTA, nu se duc la buget. Ei se duc numai la sfârșitul anului, dacă rămâne ceva nefolosit de ANTA. Noi vedem proiectul cu agenția aeronautică. Tot banii se duc, trebuie să ducă acolo. Deci este ceva neclar. Noi nu vedem tot tabloul în complex. Doamna Guțu, cum se vede de fapt această reformă a guvernului din postura de reprezentant a unui partid extraparlamentar? Era nevoie de această reformă? Domnul Lipski spunea ceva și la capitolul grabă. Care e părerea noastră? Dumneavoastră știți că Partidul Unității Naționale pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, iar aceasta ar însemna armonizarea instituțională a celor două state românești. Și vreau să vă zic că încă din 2009, când am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind parte a unui partid politic de la guvernare, am propus această simplificare instituțională, fiindcă ceea ce încearcă să facă astăzi guvernarea este, de fapt, simplificarea instituțională, adică reducerea, pe de o parte, și a numărului de instituții de stat și anul de funcționari. Și vreau să vă zic că acest lucru trebuia făcut de mult și eu încă în 2009 am propus un număr mult mai restrâns de ministerie, nu s-a acceptat, fiindcă erau patru partide la guvernare și fiecare partid a dorit să-și adjudece un anumit număr de ministerie. Adică
pentru a controla politic aceste domenii. Fiindcă asta este sensul existenței și a partidelor politice din Republica Moldova atunci când vin la guvernare să controleze anumite domenii pentru a face ce? A face business cu statul. Fiindcă businessul cu statul este cel mai floritor în Republica Moldova. Controlezi un minister și prin intermediul parandărătorilor sau otcaturi, cum se numește în limba rusă, da? Alimentezi funcționarea partidului și mai departe. De aceea, din punct de vedere teoretic, ar fi să zicem că această reformă este corectă. Noi am întârziat cu 8 ani. Trebuia mult mai demult, nu că 8, cu 26 de ani. De atunci a trebuit începută simplificarea instituțională a Republicii Moldova, fiindcă în Republica Moldova fiecare al treilea cetățean este funcționar public. Doamna Guțu, nu se poate întâmpla să avem efectul bumerangului? Pe de o parte, noi vorbim despre reducerea numărului de angajați în cadrul acestor ministere, pe de altă parte, creăm unele agenții care ar veni să suplineze, de fapt, acest vacuum. Înțelegeți, domnule Madan, da. Reforma în cadrul unui stat este nu un simplu eveniment, ci o stare de spirit continuu. Începând din marele monarhii europene, regii când veneau la tron, da, își spuneau ce să facă ceva ca să ușureze viața cetățeanului. Cel mai bun lucru era să nu se amestece în viața lui și să nu îl încurce pe el să facă business, să-și întrețină familia. De fapt, și astăzi acest sens al existenței unui stat rămâne același. Statul trebuie să încerce să nu se amestece în viața cetățeanului, să nu-i pună piedici atunci când vrea să facă mic business și nu-i trimite revizii și controle în fiecare zi câte una de 5 ori pe săptămână. Același lucru cu instituțiile statului. Ele sunt prea greoaie pentru Republica Moldova. Noi suntem doar abia 3 milioane de cetățeni. Și la aceste 3 milioane de cetățeni avem 16 ministere, da? SIC, plus viceministri care sunt persoane politice. Apropo, vă zic că secretarii de stat este o tradiție care a fost de mult implementată în vechile țări membre ale Uniunii Europene și, de fapt, anume, funcția de secretar de stat asigură continuitatea instituțională, adică și memoria instituțională. Atunci când se schimbă puterea și vin alți miniștri, dar la noi s-au mai adăugat și viceministri și acum trebuie să fac mea culpa. Noi am votat în 2009, de fapt am modificat această lege a guvernului prin care am zis că și viceministrii să fie persoane politice și nu reușeau mai repede partidele să-și adjudece aceste... Dar e firesc lucrul ăsta ca miniștri și viceministri ministrul să fie... Ministrul da, viceministrii mai puțin. Deci viceministrii trebuie să fie aceiași secretari de stat, drept că e secretarul de stat general. Da? Da. Secretarul general de stat va fi și asta o funcție politică, fiindcă acum de ce Partidul Democrat cred că îi va reuși această reformă, fiindcă el controlează toată majoritatea parlamentară și noi, de fapt, ne-am întors la perioada când era Voronin la putere sau Grărienii, când avea o majoritate foarte confortabilă și puteau vota orice. Dar e ok ca prim-ministru să stabilească câte ministeri are nevoie? Aici este un semn de întrebare. Nu este ok anume el, doar el să stabilească, dar totuși prim-ministrul trebuie să-i dai o marjă de libertate, fiindcă acest prim-ministru, dacă vine cu un program de guvernare, el trebuie să fie corect și să utilizeze instrumentariul respectiv ca să-și implementeze acest program de guvernare. Și dacă el are și sprijinul unei majorități parlamentare votată de cetățeni, înseamnă că el are girul cetățeanului. Înțelegeți cum? Domnul deputat, haideți să vorbim despre acești secretari de stat. Lucrurile se simplifică odată cu includerea lor? Ei nu o să apară din sine în acești secretari de stat, da? Până la sfârșit tot o să fie figuri politice. De la asta nu plecăm nicăieri noi, nici într-un caz. Poate peste un câtva timp în viitorul îndepărtat acești oameni pot să devină figuri politice. Dar la moment, eu nu cred că viceministrii nu o să devină secretari de stat sau secretari general de stat. Până la sfârșit majoritatea cred că totuși o să-și schimbe pur și simplu denumirea funcției și atât. O să rămână ei acolo unde stau și acum. Depinde doar de ministerie, dacă o să fuzioneze, dacă nu o să fuzioneze. E problema noastră. Eu vreau să spun alta. Noi suntem pentru aceea ca Moldova să fie un stat independent. Și ca atare, noi vrem ca în țara asta să fie regulă. Dacă reforma asta ar duce la
la o regulă în țară, la îmbunătățirea vieții omului, iar fi susținută. Dar la moment, doar eu spun încă o dată că noi nu vedem, doar se schimbă denumirea funcției, oamenii se trec dintr-un minister, poate în altul, se schimbă denumirea ministerilor. Și în primul rând, de ce noi nu putem să susținem aceasta? Noi încă o dată spun, nu vedem un tablou complex cum o să lucreze sistemul. Noi vedem ca un mozaic, niște părți a mozaicului. Noi nu vedem tabloul complex. Din cauza asta, de apreciat la moment ce o să se întâmple, cum o să lucreze, că lucrează undeva în Europa, noi avem totuși o experiență politică puțin diferită de Europa, de Europa Occidentală, eu spun. Și în cazul acesta, cum o să lucreze? Eu nu cred că, în primul rând, o să lucreze la început bine, fiindcă totul se face foarte repede, nu este transparentă situația aceasta. Nu este transparentă. Sunt primite decizii, se vine de azi pe mâine, trebuie votată lege. Și eu nu cred că majoritatea deputaților au înțeles despre ce totuși este vorba aici, ce e scris, ce funcție o să aibă, cine o să fie acești oameni, cum o să ajung la această funcție. Aici totul așa, în grabă, repede. Domnul Lipske, am discutat de mai multe ori chiar în cadrul acestui studio, părerile sunt împărțite la ceea ce urmează să vă întreb. Ar fi fost logic ca guvernul Filip să plece în demisie odată cu aprobarea prezentei legi? Desigur, această lege ar fi bine, să zicem așa, dacă ea ar aduce ceva bun, ar fi binevenit ca să fie pentru alt guvern, dar nu pentru acesta. Pentru că noi aici vedem că în cadrul, să zicem, este altă lege, 201, unde scrie că prin derogare de la articolul 60 din legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale numărul 181 din 2014, guvernul se autorizează să redistribuie alocațiile aprobate în prezenta lege între ministerii, alte autorități administrative centrale, structuri organizaționale. Deci ca atare, iar guvernul își ia pe dânsul schimbarea catare, da, înăuntru acelui buget, dar totuși el schimbă structura bugetului. Parlamentul pentru așa ceva n-a votat. Parlamentul îi dă posibilitatea să facă asta. Eu cred că asta este o ilegalitate totuși. Doamna Guțu, aceeași întrebare. Guvernul Filip trebuie să plece în demisie? Da, sigur. Din punct de vedere al teoriei politice și al uzanțelor politice. Așa este. Atunci când survin schimbări, mai ales schimbări serioase. Eu consider că astea sunt schimbări foarte serioase în cadrul unui guvern. Ar fi normal ca el să plece în demisie și să fie reinițiată procedura de numire a unui nou prim-ministru sau celui vechi, poate să fie, că și asta poate să se întâmple, cu numirea altor miniștri sau tot acelorași, dar trebuie să fie un fel de restart al guvernului, fiindcă se schimbă regulile de joc foarte serios, se schimbă. De-aia nu putem să ne imaginăm că poate să rămână același guvern. N-ar fi corect. Și ar fi probabil că și anticonstituțional. Nu este corect. Trebuie să respectăm legea. Spuneți-mi, vă rog, atunci când a fost propus acest proiect de lege, se vorbea despre faptul că presupune depolitizarea ministerelor. Credeți în condițiile Republicii Moldova că este posibil acest lucru? Mai mult decât atât, domnule Madan, eu nu cred în depolitizarea ministerelor în nicio țară a lumii, chiar și în democrațiile vechi. Fiindcă un partid politic de-aia și vine la putere ca să politizeze modul de a gestiona cu țara, cu o țară, cu un stat. Același nu lucru crezi la noi. Că uneori se ajunge în exces? În condițiile Republicii Moldova se ajunge în exces. Noi știm când au fost agrarienii la putere, au dominat ei peste tot și au politizat tot ce au putut. Când a fost Voronin la putere, au politizat și au în exces tot ce au putut. Au fost și experiențe mai rușinoase când s-au împărțit funcțiile organelor de drept, să zicem procuror general și așa mai departe. Cunoaștem aceste istorii recente în Republica Moldova. De aceea, de fapt, depolitizarea este probabil un ideal la care noi trebuie să tindem. El face parte din jocul democratic care se numește statul de drept, adică primordialitatea legii. Oamenii creează niște legi ca să le respecte convențional, dar în Republica Moldova acest stat de drept sau primordialitatea legii este mai des încălcată. Și de fapt este nu doar realitatea noastră, este realitatea întregii regiuni care cândva a fost parte a Uniunii Sovietice. Adică nu e ceva care suntem noi mai proști ori mai răi ca alții. Am avut un trecut și suntem tributari ai acestui trecut. Da, depolitizarea este un
ideal spre care trebuie să tindem maxim posibil, dar depolitizarea totală nu există, credeți-mă, nici în Franța, nici în Germania. Oricum, în Franța, de exemplu, procurorul este numit de ministrul justiției. Cine este ministrul justiției? Este membru unui guvern care se constituie de o majoritate parlamentară, care revine unui partid. Acum este în marș Macron, care dictează, va dicta totul și va face schimbări, credeți-mă, foarte serioase. Dar asta va însemna politizare. Domnul Aguțu, atunci când ați fost membru al Parlamentului, s-a discutat cel puțin în cadrul alianței despre o posibilă depolitizare a ministerilor? Pentru că, să înțelegem, Nu s-a discutat. Ministerele erau împărțite între partidele după alianței. După fotoliile obținute, da? După fotoliile obținute și viceministrii la fel. Și, de fapt, asta este boala și neajunsul nostru. Noi dorim depolitizarea, dar fiindcă nu am finalizat gândul când am zis că suntem un stat funcționăresc, 60% din bugetul public al Republicii Moldova pleacă la întreținerea bugetarilor care sunt funcționari. Deci oamenii care primesc bani de la bugetul public, ei nu au business, nu au, ei trăiesc cu aceste fonduri. Și fiecare al treilea cetățean al Republicii Moldova este funcționar. Media în Europa este fiecare al 10-lea, fiecare al 12-lea. Deci, în Europa, statele au puțini funcționari, eficienți, care muncesc bine și își primesc salariul. Cine din noi nu s-a izbit de realitate atunci când merge într-o instituție a statului și vede foarte multe cabinete, merge într-un cabinet în altul, se trimis într-un cabinet în altul, omul nu poate să-și rezolve probleme, dar acolo stau funcționari publici care își primesc salariul și noi plătim impozitele pentru ei. Sau, deseori, nici chiar instituțiile coercitive sau care veghează asupra ordinii publice. Poliția nu-și face datoria, fiindcă polițistul trebuie să protejeze cetățeanul. Noi plătim salariul, ei ies la pensie, primesc pensii mult mai mari decât un profesor sau un medic, da? Dar atitudinea este cu totul diferită. Deci avem ceva de făcut în acest sens și eu cred că ideea nu este deloc rea în sine în simplificarea instituțională a Republicii Moldova, comasarea anumitor agenții pe profil de activitate și așa mai departe, dar ea trebuie implementată cu rațional, cu cap și trebuie evitată politizarea care, de fapt, riscul acestei politizări, el rămâne. Aici el rămâne. Vreau să ajung. Doamna Aguțu, această fisură, nici nu știu cum să o numesc, între Partidul Liberal și celelalte componente ale alianței, a developat de fapt o stare de lucruri foarte interesantă. PL-ului i-a revenit până și AGP-ul. Dacă am fi să continuăm acest traseu, ar însemna că toate agențiile și practic toate sunt controlate politic. Exact. Și nu atât politic, cât eu aș spune de o altă manieră, fiindcă partidele politice au resurse umane și multe din ele sunt talentate. Dar, din păcate, partidele politice în Republica Dar Moldova... Dar nu se merge prea departe, sau... nu mă da, scuzați. Exact. Vă zic de ce se merge prea departe. Partidele politice s-au transformat într-un fel de filiere dătătoare de locuri de muncă în momentul în care vine la putere. Și asta nu este normal. Deci, funcționărimea trebuie să-și asigure stabilitatea. Un funcționar public, în fruntea unei agenții, unei alte instituții, nu mă refer acum de miniștri, trebuie totuși să fie stabil în scaunul său și să asigure bună funcționarea a instituției. Acum, în fruntea AGP a fost PL, s-a dus PL de la guvernare, a revenit doamna Bolocan, care a fost la PLDM, acum probabil că este cu Partidul Democrat. Deci lumea își schimbă cascheta de dragul să rămână în acea funcție. Și desigur, anume acești funcționari sunt învinuiți de traseism, dar omul vrea să-și păstreze jobul și să aibă un salariu. Dar stai și te gândești de ce partidul politic trebuie să devină o agenție de angajare în câmpul muncii. Asta nu este normal. Da, domnul deputat, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim, iată, despre această reformă în cadrul guvernului, haideți să vorbim cel puțin ipotetic. Se poate întâmpla ca un prim-ministru să aibă nevoie de 10 ministere, iar după el să vină un alt prim-ministru care să zică eu voi lucra cu 7? Atunci ce? Cum se procedează? Știți asta, ca în concurs. Da. Gădai melodie. Da. Nu. Eu nu știu. Eu cred că totuși structura ministerilor ar fi trebuit bine chipzuită. Eu din cauza asta și spun că noi nu vedem structura la moment și din cauza aceasta noi nu suntem încrezuți chiar în aceea că un ministru, prim-ministru care n-ar fi, dar acum domnul Filip, că el o să facă reforma aceasta înăuntru ministerilor, o să schimbe numărul de ministere. Până la sfârșit, la ce o să ajungem noi? Noi nu vedem ca viața oamenilor să se îmbunătățească. Nu ne se spune că avem creștere economică, dar nu se simte. Oamenii vin la primire. Astăzi tot am avut primire de cetățeni. Oamenii vin, ei nu resimt asta pe propria piele. Da, pe propria piele, pe propria soartă. Și din cauza asta, știți, reformele acestea par ceva virtual.
Da, nimeni nu spune că nu trebuie să fie făcută reformă, poate să fie chiar și micșorat numărul de ministeri. Da, e bine, de exemplu, e bine. Dar care e celul până la sfârșit? Cum? Ce o să ajungem? La ce cifre ajungem? Noi aici vedem că o să fie cheltuieli în jur de 4 milioane, 3 milioane dacă... Da. 800 de mii de lei, dacă nu mă înșel. Iacă noi începem iar cu cheltuială, nu cu economisirea banilor, dar iar cu cheltuială începem. Și această unde, reformă unde? A fost sugerată de partenerii externi? Eu cred că da. Eu cred că da, fiindcă trebuie de raportat guvernarea, trebuie să raporteze în continuu că face niște reforme și cred că asta era, da, era sugerată. Eu cred că da, și, dar... Încă o dată vreau să atrag atenția. Nu ne trebuie reforme virtuale, nu ne trebuie reforme de dragul reformelor. Fiindcă reforma care nu aduce nimic, dar poate să aducă numai pagubă țării și economiei țării, asta nu ne trebuie. Dacă luăm iarăși niște exemple, ministerele sunt, răspund de diferite direcții, au escalit diferite acorduri cu alte ministerii din alte țări. Ei figurează acolo care ei răspund de direcția aceasta. Dispare un minister. Interesant, s-au gândit guvernanțe că în locul acestui minister cineva trebuie să iei locul lui să-și asume răspunderea pentru aceea. E foarte simplu. Iarăși din punct de vedere a Ministerului Transportului, fiindcă mie mai aproape. Da, da. De exemplu, Ministerul Transportului răspunde pentru convenția de transportare a mărfurilor periculoase. El este, nu deșeurile, dar mărfurilor periculoase. Deșeurile intră ca supliment, da. Deci, răspunde el. Cineva s-a gândit că dacă dispare, dar noi nu știm, dispare sau nu dispare acest minister, dacă el dispare, cine a doua zi o să circule camionele noastre în vest, nimeni nu răspunde deja pentru ele. Iacă e problema. Asta e problema care și aceste probleme pot să apară în continuu pe toată dimensiunea reformei. Noi în care chiar intenționam să discutăm. Dacă vorbim, spre exemplu, de Ministerul Educației, care cel puțin se discută că se va uni cu cel al culturii. Ministrul va fi o persoană din domeniul culturii, o persoană din domeniul învățământului, în ce măsură va putea promova politici educaționale? Noi până ce putem să punem numai întrebări? Da, noi nu știm. Asta și este cea mai mare întrebare în reforma aceasta, că noi nu știm până la ce vor să ajungă. A fost vorba de un număr de ministere. Pe urmă s-a spus că nu, o să fie mai multe. Eu nici nu numesc cifrele, fiindcă eu cred că dacă nu cifra stabilită, degeaba vorbim despre asta. Da. Doamna Guțu, dumneavoastră venit și din sistemul educațional. Probabil o să vă afecteze în mod direct. Nu o să ne afecteze. Eu am fost prima care am pledat în 2009 pentru existența unui minister al educației și cercetării. Da. Cultura nu am atins-o, dar cred că dacă va fi comasată, ar fi ok. Și întrebarea dumneavoastră referitor cine să fie în fruntea ministerului un om de cultură sau un om din educație, probabil că n-ar avea importanță, fiindcă asta va fi persoană politică și ea va trebui să aplice, să pună în realitate, în viață, programul de guvernare pe filiera educație, mai ales educație, cercetare și cultură, fiindcă se vorbește mult acum despre reforma în cercetare, reforma Academiei de Științe, care tot eu am propus-o încă în 2010 și atunci n-a existat voință politică. Uite că astăzi, după 6-7 ani, s-a ajuns la, eu așa și le-am zis, nu se întâmplă azi, peste 5, 7, 10 ani neapărat se va întâmpla. Și iată s-a întâmplat, fiindcă nu poți ține în spinare, bine, tema Academiei este una aparte, dar ministrul care va fi în fruntea Ministerului, de exemplu, Educație, Cercetării și Culturii, el va trebui să pună în aplicare programul de guvernare. Și aici că este mare expert, noi am avut miniștri la educație care o oră n-au citit în clase, da? Și clar că a suferit poate ministerul din cauza asta. Totuși trebuie să fie persoane care știu să învețe rapid, să se documenteze rapid. Dar nu fisurăm acele reforme care ar trebui să aibă o continuitate? Păi asta și este cea mai mare reformă care trebuie să se întâmple în 2009, dar nu s-a întâmplat, din punctul meu de vedere. Fiindcă introducerea camerelor la BAC și optimizarea școlilor, asta n-a fost mare reformă. Asta a fost eficientizarea fondurilor publice și economisirea niște bani. Eu am vrut să revin la altă întrebare care este foarte interesantă. Ați spus-o dumneavoastră, zice, ce număr de ministere trebuie să fie?
Și poate prim-ministru să definească, deci acel prim-ministru, și revin la ideea sa, fiindcă este principial importantă, este emanația unei majorități parlamentare. Majoritatea parlamentară trebuie să fie votată de popor. Dacă lui i-a plăcut, de exemplu, poporului i-a plăcut acel program de guvernare și a votat anumite partide care după aia se regăsesc în coaliție și ei editează un program de guvernare. Ministrii trebuie să pună în aplicare acest program de guvernare. Punct. Și ministrul trebuie să fie capabil, dacă este persoană politică, va fi ajutat de secretare de stat și mai departe, să pună în aplicare. Acum, iată, eu aș vrea să vă întreb. Minister, noi n-am avut așa. Am avut un minister al privatizării, care de fapt atunci pe timpuri a delapidat și a furat pe unde a putut. Dar să știți că la ziua de azi statul are foarte multe proprietăți pe teritoriul Republicii Moldova. Proprietăți care sunt fie în custodia primăriilor și trebuie să întreținute, plătite și mai departe. Și mai este încă o întrebare foarte importantă. Statul nu știe, nu are un repertoriu. La ziua de azi, statul Republica Moldova nu are un repertoriu a propriilor sale proprietăți de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și mă refer la terenuri, imobile și mai departe. Iată, aici nu ne-ar trebui din nou un astfel de minister. Și bine, el probabil că n-ar fi popular să se numească Ministerul Privatizării sau Ministerul Gestionării Proprietăților Publice. Noi am avut proiecte europene unde s-au dat bani și zis, domnilor, creați-vă o bază de date. Voi nu știți ce aveți statul vostru, voi nu știți ce aveți în proprietate. Ele sunt așa, știți cum, la unele agenții unele, la alte agenții altele, sunt împrăștiate. Dar centralizat, la nivel de guvern, informația nu există. Și cum să-ți gestionezi treburile unui stat când tu nu știi ce ai în proprietatea ta? Cele care nu-ți mai trebuiesc, privatizează-le, domnule, stimulează investiția privată să facă acolo o zonă floritoare decât să stea o clădire abandonată, dă-i unui gospodar să-și deschidă acolo un business, să amenajeze în comunitate una, alta și mai departe. Dar nimeni nu vorbește. Domnul deputat, vă rog. Dacă se poate, spuneți. Să adaug ceva. Noi ca tare avem, nu avem minister, dar avem agenție proprietăți. Nici agenție ce nu le... Nu, dar altă vreau să spun. Vă rog. În repertoriu, cum a spus dumneavoastră, agenției, era aeroportul, da? Și ea că noi vedem că deja s-a rezolvat cu dânsul problema. Eu spun de aeroportul Chișinău, care a fost concesionat și a fost dat în concesiune cu multe ilegalități. Deci asta ce era acolo. Dar vreau să mă opresc la altă întrebare, asta ca o replică. Știți, la moment dacă noi o să primim deja așa o structură cu secretari general, cu secretari de stat, secretar de stat general. Da. Noi vorbim de figură politică a ministrului, dar noi vedem că el numește, el singur, socoate de câți secretari de stat are nevoie. Deci el măcar trebuie să fie măcar cât de cât la curent în ramura unde a venit el. Dar noi am văzut, istoria avem, când erau numiți miniștri care n-aveau habar unde veneau ei, nu cunoșteau deloc ramura în care lucrau și specialitatea lor, profesia lor era departe. Nu vreau să le numesc numele, noi le știm asta. Și atunci ce se primește? Se primește că experiența asta deja am avut-o când ministrul nu era din ramura cu care conducea. Și nimic nu se schimbă, se schimbă numai denumirea. În viceministrii devin secretari de stat. Dar vedem că economia tot bătea pasul pe loc și până acum și sperăm să nu fie asta. Dar până la sfârșit, eu mă tem. Asta acum avem... S-ar putea că, datorită acestei reforme, noi deloc nu o să avem profesioniști în fruntea ministerilor. O să fie funcții politice și cu asta s-a terminat. Dar tot o să lucreze, o să le facă secretarul general, secretarii de stat. Da, noi vorbim de continuitate, vorbim de istorie în minister, ca să fie, să nu se rupă, cum s-ar zice, între generații firul acesta. Dar până la sfârșit, dar care e răspunderea acestui ministru care nu-i la curent cu această ramură? Cum el poate să conducă cu această ramură? O să facă ceea ce îi spune secretarul general de stat? Păi atunci la cine trebuie așa miniștri? Iacă întrebarea... Da. Cred că am să-l contrazic pe domnul deputat, fiindcă, repet, un ministru numit pe criterii politice realizează și implementează un program de guvernare.
Atunci când noi ne întrebăm cum să priceapă el și ce o să facă el, păi înseamnă că nimic nu funcționează. Uite că în alte state tot funcționează. Fischer, care, Joschka Fischer, fostul ministru de externe al Germaniei, nici măcar studii superioare n-a avut. Dar a fost un foarte bun ministru de externe. Bine, el a avut și talent, a avut și echipă. Pentru asta și trebuie să existe echipa funcționărească la minister. Dar ce face ea? Ea implementează sub egida ministrului programul de guvernare al acelui guvern. Asta trebuie să facă echipa. Și nu îl boicoteze, să nu îl saboteze, fiindcă există, din păcate, și cazuri când întâlnești sabotaj. Vorbesc de Ministerul Educației. Există funcționari în cadrul Ministerului Educației care de foarte mulți ani sunt acolo. Și îi bagă strâmbe ministrului. Și ministrul, corect, el ar trebui măcar să se priceapă. Dacă nu vin din domeniu, măcar repede, în câteva luni, să studieze și să pătrundă în tot, ca să știe să nu fie dus de nas. Ministrul este dus de nas și sunt strecurate niște norme adiționale, de exemplu, codul educației, legii învățământului, da, care se numește codul educației azi, care, de fapt, se întoarce la tradițiile cele vechi. Și printr-un nou cod al educației, degeaba l-am adoptat, dacă normele aferente sunt strâmbe. Iată, despre asta tot este vorba. Haideți să discutăm și despre salariile funcționarilor. Au fost invocate ca un motiv. Se vorbea despre o reducere și respectiv o majorare de salarii. E o problemă? Eu tot consider că simplificarea instituțională, care ar însemna reducerea numărului de funcționari, da, și angajarea pe criterii de meritocrație sau păstrarea celor funcționari care au criterii de performanță. Știu că există la noi în lege cu privire la administrația publică centrală și legea funcționarului public, există aceste criterii, chiar sunt evaluați, chiar sunt, există, da, se face anumite evaluări anuale, dar nu știu în ce măsură ele sunt foarte eficiente, fiindcă noi știm că în Republica Moldova tot se rezolvă printr-un telefon. Ai dat un telefon cuiva, că este cu mătru, că e nănaș, că e fin, lasă-l pe celălalt, dar pe celălalt concedează-l și cam așa se face. Noi de asta ar trebui să scăpăm, să fie, să scoatem aceste fenomene negative și să rămână meritocrația. Și eu sunt de acord, da. Știți dumneavoastră oare că într-un birou unde sunt 3, 4, 5 funcționari, da, neapărat unul e care este cel mai eficient, dar restul care au nimerit acolo prin cunoștințe și stau și își așteaptă salariul, fiindcă niciodată repartiția muncii nu este egală. Neapărat cineva trage cel mai mult, adică face cea mai mare, dar salariile sunt identice. De ce din 5 funcționari să nu lași doar 2? Și ăștia doi să facă același volum de muncă și să aibă salarii mai mari. După mine, asta este o soluție. Dacă se va face așa, este soluția corectă. Să continuăm. Eu vreau să spun că este o teorie că 20% fac 80% de lucru, dar 80% fac numai 20%. Deci, dacă așa, atunci noi trebuie să luăm numai 20% sau 25% să lăsăm. Dar cam asta ar trebui să fie tendința. Problema, să reducem totuși numărul de funcționari. Problema totuși este. Dacă noi ne întoarcem despre ce a spus doamna Guță la începutul emisiunii, ea a spus că partidele au devenit niște birouri de angajare în câmpul muncii. Da. E că aici și este momentul acesta. Este foarte periculos aici, că dacă noi o să contăm că există acolo un secretar general de stat, secretar de stat, apoi putem să numim pe orice ministru acolo, da, sunt momente când poate să saboteze activitatea. Dar sunt momente când el, de exemplu, vine acolo și el nu știe ce să facă. Asta tot este asta moment. Asta este trist pentru Republica Moldova, este că ajung miniștri oameni care nu sunt capabili. Este foarte trist. Noi, de exemplu, la ultima ședință am discutat despre audiere a Ministerului Educației. Da. Nu coincide curicumul cu întrebările de la BAC. Asta e culmea. Când fiica mea a dat examen de BAC, ea mi-a povestit despre asta. Deci mi-a zis că, ea că noi asta n-am învățat, dar era în geografie acolo, nu mai țin minte. Și la despre fizică, da, ceva era. Dar eu n-am crezut. Eu am crezut că, nu știți cum, copilul a vrut să, da, pur și simplu spune așa, fiindcă poate n-a știut, da, și din cauza asta. N-am crezut-o, dar ea că acum noi am primit că așa și este. Și până la sfârșit, cine răspunde pentru aceasta? Cine răspunde? Ministru, viceministru? Cine răspunde pentru asta că așa s-a întâmplat? Sau asta special s-a făcut? De unde a apărut așa ceva? Din cauza asta, problema de reorganizare care noi avem a guvernului este o problemă destul de serioasă. Și în mod normal, din punctul meu de vedere personal, ar fi normal, de exemplu, să iei un minister, să-l reorganizezi, să faci un proiect pilot, să zicem, acolo, să mergi mai departe, câte puțin. Dar nu așa. Totul deodată. Noi venim
legile 190 până la 100, până la 210 sunt legi care aproape, nu poate cu excepție la câteva, sunt consacrate, au venit într-o lună care sunt consacrate reformei guvernului. Și este o lege 192, acolo 300 de pagini, și începând cu codul transportului, terminând cu vinderea animalelor sălbatici din pădure. Asta totul așa, cu una se începe, cu alta, da, cu alta prelungește. Pe urmă iar se întoarce înapoi la natură, la specii de animale. Totul e făcut, nu știu, sau asta e grabă, sau e făcut special ca să nu citească deputații, să nu înțeleagă despre ce este vorba, dar noi ne pomenim cu niște legi până la sfârșit care o să pot să, nu să ajute economie, dar o să doboare, poate nu peste tot, dar niște ramuri putem să primim niște probleme grave. Domnul Aguțu, cine răspunde, se întreba domnul deputat, că avem subiecte la BAC care nu au rezolvare? Eu nu cunosc problema și am impresia că este un pic politizată, fiindcă nu am intrat în esență acestor probleme de fizică. Am înțeles că este o dispută între doi profesori fizicieni, unul care a pregătit tesele pentru BAC și celălalt care, nu știu. Uneori, știți cum să vă zic, în lumea marilor intelectuali, mai există și conflicte profesionale și nu știu care e mai pregătit și mai deștept decât altul. Sunt uneori mai în punct. De ce nu mă apuc să judec despre aceste teste de fizică? Da, dar au avut de suferit copii aici. Nu știu, trebuie să cunosc. Da. Nu pot să zic acum că acei copii au avut de suferit, fiindcă nu știu. Nu o să știu exact. Și o să fie nu știu. Vreau să văd acea problemă, vreau să văd cum a fost formulată, vreau să văd cum a fost rezolvată și vreau să văd ce propun mari fizicieni în această soluționare. Dar eu sunt de acord că la BAC trebuie să fie subiecte din curriculum. Totodată trebuie să fim conștienți și de faptul că evaluarea examenului de BAC înseamnă item sau puncte, da? În acele teste care vin din curriculum, accesibile tuturor, să ia nivelul mediu de pregătire a unui licean, ca să poată el să răspundă, și totodată este posibil și admisibil teoria curriculară admite să fie un item pentru nota maximă. Cel care o rezolvă înseamnă că primește nota 10, dar el nu este obligatoriu pentru toată lumea nota 10, mă înțelegeți cum? Acest grad de dificultate, el este admisibil și oamenii care se pricep în curricula școlară și care au elaborat, eu am fost autor de curriculă și sunt un pic cunoscătoare în tot ceea ce înseamnă curricula școlară, da, trebuie, este chiar recomandabil să există itemi un pic mai dificili, mai grei, care sunt de un nivel mai înalt decât nivelul mediu al unui elev din... Da. Asta poate da și e normal, dar pur și simplu elevii ar trebui să știe despre asta atât doar. Dacă au învățat, e normal că ar trebui să se descurce. Fiindcă unii itemi sunt, știți cum, ei merg și pentru reacția cât de bine raționează acel copil, creativitatea și așa mai departe. Dar nu toți sunt creativi și nu toți sunt perfecti. Doamna Guț, ca să revenim un pic la reforma guvernului. Foarte mult s-a discutat despre faptul cine are de câștigat. Vreun partid politic? Vreo alianță? Nu. Eu cred că din această reformă ea cu siguranță este o condiționalitate din partea organismelor finanțatoare, fiindcă atunci când colaborezi cu FMI, cu Banca Mondială, chiar și cu instituțiile europene, mai ales FMI-ul, prima condiție pe care o pune, zice, este eficiența instituțională. Dom'le, ce faci cu atâtea instituții, cu atâția funcționari, cără trebuie să le dai salarii și cum mai vrei să le mărești salarii, cum să le mărești dacă tu ai prea mulți funcționari? Trebuie să reduci numărul și este o condiție permanentă și iată, abia acum curajul bine le-a venit, teoretic, nu știu dacă va fi adoptată. Instituțional, Republica Moldova va câștiga. Vor fi și anumite economii de bani. Da. Direct cetățeanul nu va simți mărirea calității vieții. Cine câștigă? Cine pierde? Cetățenii, partidele politice, alianțe? La moment, eu cred că are de câștigat guvernarea. De ce? Fiindcă, în primul rând, i-aș rezolvă problemele cu cadrele sale pe care are. În al doilea rând, ea face un gest frumos în fața finanțătorilor din Europa, eu știu, din America poate, în fața lor. Deci ei se arată că ei sunt preocupați și se ocupă cu reformele foarte repede, ei vor să facă, să ajungă, dar până la sfârșit. Vă referiți la Partidul Democrat, să înțeleg, sau nu? E guvernarea nu numai Partidul Democrat, mai este acolo mai are și aliați. Dar în primul rând Partidul Democrat mai sunt și aliați în Parlament pe cine are. Eu vreau să spun că până la sfârșit reforma
în sine, ca reformă, pentru reformă, asta e degeaba. Noi dacă facem, de exemplu, se stabilește un minister, el are niște funcții. Dacă acest minister aduce ceva concret, un plus, un TVA, cum să zice, el aduce în plus și asta se vede, noi trebuie să vedem acum ministerele, ce aduc ei, fiecare din aceste ministere, să fie analizat. Noi n-am văzut analiză. Noi n-am văzut analiză la moment, fiecare minister ce a făcut și de ce, de exemplu, el trebuie să fie sau să nu fie, să dispară ca minister sau să fuzioneze cu altul. De ce? Reforma ca atare trebuie să aibă la baza ei ceva. Dacă noi luăm notă informativă, e că aici noi avem pe 4 pagini. Asta toată analiză. Asta toată analiza la toate, la toată reforma care e legată cu secretarii, deci ca atare e reformă. Domnule Pschie, la 29-30 iulie, dacă nu mă înșel memoria, este ultima ședință pentru Parlament în actuala sesiune. Încă nu e clar concret. Da, situația, să zice, așa, da. Oscilând, da, ar însemna că atunci când reveniți în septembrie, una din chestiunile prioritare trebuie să fie punerea în aplicare a acestei legi, să aveți deja proiectul bine conturat în contextul ceea ce remarcați un pic mai devreme? Știți, ca atare cu părere de rău sau nu cu părere de rău, dar cu asta se ocupă la moment guvernarea. Ei își fac singur, sau își sapă singur problema, o fac, sau își fac bine, o să vedem ce fac ei. Dar încă o dată vă spun, nu n-am văzut o analiză concretă pe baza cărei e făcută reforma. Și dacă nu este analiză, cum tu poți să faci reformă? Doamna Guțu, vă rugăm scurt. Principala preocupare în sesiunea următoare trebuie să fie reforma guvernului sau reușim în actuala sesiune? Depinde ce va decide Partidul Democrat. Ei vor și un sistem mixt de vot să-l adopte și această reformă. Eu cred e că va posibil, fi votată. Să înțeleg că e posibil. Eu cred că ei vor vota această reformă a guvernului, dar deja se vor gândi cum să facă constituțional ca să rămână tot guvernul Filip, mai puține ministere. Probabil că asta va fi preocuparea lor. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs acestei invitații. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analytic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV.